Bună tuturor! Ce faceți? Eu sunt Asenavia, acest vlog este despre seriale coreene. Pentru că am uitat la o grămadă de seriale din Asia de Est, așa că în acest vlog vreau să vă spun care este părerea mea despre ele și care mi s-au părut cele mai bune. Doar că înainte să începem, v-aș ruga să-mi scrieți în comentarii care este serialul vostru preferat. No, bun, iar acum haideți să începem! Mie îmi plac foarte mult serialele coreene pentru că ador Asia de Est. Mai exact Japonia, doar că nu prea m-am uitat la filme sau la seriale japoneze. Dar serialul meu preferat este unul japonez și se numește Alice in Borderland. Iar acest serial este unul de ficțiune și protagoniștii sunt Arisu, Usagi, Kisha și Niragi. Bine, sunt mai mulți, doar că aceștia sunt cei mai importanți. Iar în acest serial este vorba de supraviețuire. Așa că protagoniștii s-au trezit într-o zi într-un Tokyo Falls, unde ca să nu fie uciși de niște cătrelase revenite din avioanele de pe cer, foarte spontan, știu, ei trebuiau să joace niște jocuri extrem de macabre în care erau mereu puși la un pas de moarte. Iar această viză dura doar 3 zile, așa că ei trebuiau să joace aceste jocuri constant. Și nimeni din acel Tokyo nu știa de ce este acel Tokyo Falls făcut sau de ce ei s-au trezit pur și simplu acolo. Ei doar se chinuiau să câștige jocurile și să rămână în viață și să găsească o cale de a ieși de acolo. Doar că putea ieși din acel Tokyo Falls doar dacă câștigai toate jocurile și rămâneai în viață. În acest vlog o să încerc să nu vă dau prea multe spoilere, pentru că dacă o să mergeți să vă uitați la un serial, vreau să vă mai pară interesant. Iar acum, haideți să trecem la serialele coreene. Ultimul serial la care m-am uitat se numește Celebrity și este vorba de Seo Ari. Sper că i-am pronunțat bine numele. Bine, sunt sigură că nu l-am pronunțat bine, dar haideți să ne prefacem că am făcut-o. Ea este o fată din Coreea de Sud, iar atunci când era mică era bogată, doar că după ce a decedat tatăl ei, firma a dat faliment și acum nu mai este atât de bogată și a devenit agent de cosmetică. Până într-o zi, când s-a întâlnit cu fosta ei cea mai bună prietenă din copilărie, au mers la un suc, au mai discutat, după prietena ei a invitat-o la o petrecere, iar de acolo a început aventura lui Seo Ari de a deveni vedetă pe internet. Doar că în acest drum spre succes s-au întâmplat o mulțime de chestii, cum ar fi faptul că Seo Ari și-a deschis un magazin vestimentar, certuri, o persoană a început să dea hate, mult hate, și ea transmitea live și povestea cum a devenit celebră și ce înseamnă această industrie, doar că toată lumea știa că Seo Ari era moartă de 3 luni și acum transmitea live. V-am făcut curioși? Măcar puțin? Dacă da, atunci mergeți și uitați-vă la serial pentru că este extrem de captivant. Vânătorii de demoni este un serial la care m-am uitat acum mult timp și chiar am făcut un vlog despre el, pentru că într-o zi la școală, de ziua cărții, m-am costumat într-unul dintre vânători, pentru că serialul este realizat după o carte. O să vă las aici un card, aici sau aici, și în descriere o să vă las vlogul ca să mergeți și să vă uitați. În acest serial este vorba de acești vânători de demoni care erau oameni obișnuiți care au intrat în comă din cauza unor accidente și pentru că erau niște persoane bune, li s-a oferit oportunitatea de a fi vânători de demoni. Ei au acceptat și așa s-au ales cu această meserie în care trebuie să meargă și să lupte cu alte spirite rele care posedă alte persoane. De curând a apărut și sezonul 2 pe Netflix, așa că dacă vreți să mergi să vă uitați, acum este momentul, pentru că aveți o grămadă de episoade de vizionat. Numele meu este un serial de acțiune și este despre Yoon Ji-woo, sper că i-am pronunțat bine numele, iar ea a vrut răzbunare cu orice preț după ce cineva l-a omorât pe tatăl ei. Așa că ea a început să se antreneze și să-și pregătească planul. Iar ca să-și facă planul să devină realitate, ea a intrat în criminalistică. Și de aici începe toată nebunia. Mi-a plăcut enorm de mult acest serial. Fauna din Itaewon este tot un serial de răzbunare, deoarece tatălui Park Sae-rui, sper că am pronunțat bine numele. Dacă nu, așa cum am mai spus și la începutul acestui vlog, ne prefacem că l-am pronunțat bine. În fine, tatălui lucra alături de președinte până într-o zi când a fost dat afară din cauza lui, adică din cauza lui Park Sae-rui, pentru că el a început să se certe cu fiul președintelui care era un bully.
După normal că personajul nostru principal a început să se certe cu fiul președintelui și a intrat la închisoare. Nu fiul președintelui, ci Pax Eroi. A stat în închisoare 3 ani, iar după a ieșit de acolo și a început o afacere. Mai exact, un restaurant. Iar de aici începe răzbunarea, pentru că Pax Eroi a început această afacere, adică restaurantul, ca să distrugă restaurantul președintelui. Creier. Ok, deci vlogul meu s-a terminat. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și să vă abonați cu tot clopoțel. Pe bune, abonați-vă cu tot clopoțel. Apăsați pe buton și gata. V-ați abonat, primiți notificare de oricâte ori o să postez un vlog nou. Bun, nu uitați să mă urmăriți și pe contul meu de Instagram și pe cel de TikTok. O să le găsiți în descrierea acestui vlog. Și distribuiți acest vlog și prietenilor voștri, pentru că poate le place K-drama sau poate vor să se uite la un serial nou și nu știu la care să se uite. A da, apropo, era să uit. Dacă o să distribuiți acest vlog la voi pe Instastory, dați-mi tag și eu o să vă repostez înapoi la mine pe Instastory. No, bun, eu am fost Asenaf, voi ați fost Meiții și noi o să ne vedem data viitoare! Pa, meiților!